Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Vorbim despre avort și despre gravitatea lui. Este alături de mine părintele Ierodiacon Justinian Stoica, viețuitor în Sfântul Munte Athos, la coliba Sfântului Ioan Botezătorul, care aparține de mănăstirea Vatopedu. Bine ați venit, părinte Justinian, la Cuvânt pentru Suflet. Vă mulțumesc, bine v-am găsit. Discuția noastră de astăzi se poartă în jurul avortului. Și aș vrea să vă întreb pentru început, în ce categorie de păcate se încadrează avortul? Acest păcat se încadrează în categoria păcatelor strigătoare la cer. E un păcat foarte grav, pentru că Dumnezeu de la început a făcut pe om și lui, pe bărbat și pe femeie lângă el, ca împreună să, prin darul vieții, prin darul procreării, să continue creația lui Dumnezeu, să fie împreună colaborator cu Dumnezeu la creația lui Dumnezeu, să se mulțească neamul omenesc. Dar ei nu poate să facă nimic fără ca Dumnezeu să sufle viață în ceea ce ei plămădesc. Și atunci puterea și desăvârșită care o are asupra vieții este numai a lui Dumnezeu. Ori bărbatul și femeia, în momentul când se hotărăsc ca să facă un avort, înseamnă că a curmat viața, un drept care îi se cuvine lui Dumnezeu. Și ăsta este un păcat extraordinar de grav, este socotit dintre păcatele strigătoare la cer. A curmat o viață care numai Dumnezeu poate să o curmă, care a și dat-o. Părinte, în contextul acesta în care vorbiți, spuneți-mi, este avortul o crimă indiferent de stadiul de dezvoltare a fătului? Bineînțeles. Bineînțeles, pentru că dacă mi-a spus întrebarea în felul ăsta, atunci să fac o precizare extraordinară care am găsit-o la Sfinții Părinți și care se referă la următorul fapt. Știm cu toții că a avut loc Buna Vestire. Ce s-a întâmplat la Buna Vestire? A fost trimis Arhanghelul Gavril la Fecioara Maria în Nazaret să-i facă cunoscut planul din veșnicie al economiei lui Dumnezeu privind mântuirea neamului omenesc, care n-a fost cunoscut până atunci. Numai Arhanghelului Gavril s-a încredințat taina aceasta. Și a ajuns în Nazaret și se adresează către Sfântul Acela: bucură-te tu, ceea ce ești plină de dar, ceea ce ești sfântă și fără de prihană, că ai căpătat dar înaintea lui Dumnezeu. Maica Domnului, fiind fecioară, s-a sfiit, s-a rușinat, s-a înfricoșat, pentru că i se părea ceva nefiresc ca un înger să se adreseze către ea. Nu te spăimânta, că arhanghel sunt trimis de Dumnezeu și vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de plăcere anunții, nu știu de bărbat? Nu sunt. Da, dar darul lui Dumnezeu este atât de puternic că Sfântul Duh te va umbri și vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu. Căuta Sfântul Înger să o convingă, să o determine și să accepte lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu la creație, una dintre însușirile cu care noi ne asemănăm cu Dumnezeu, a lăsat omului voința liberă, ca să fie răspunzător de faptele lui, absolut tot ce va face. Ori în cazul de față, Fecioara Maria puteți să zic că nu sunt de acord, că nu-i pe cale firească. Așa. Și atunci, după ce a lămurit, după ce s-a lăsat convinsă, ce zice Fecioara Maria? Dacă e așa cum spui că voi zămisli și va fi Mântuitorul lumii și așa cu puterea lui Dumnezeu, a spus în cer de urmă, fie mie după cuvântul tău. Părinte și fraților, cei care ne privind ascultați,
Ăla a fost momentul crucial când a început să lucreze împlinirea planului economiei lui Dumnezeu cu mântuirea neamului omenesc. Că dacă Fecioara ar fi zis nu primesc, nu s-ar fi putut împlini. Și îngerul, în momentul când Fecioara a zis iată raba Domnului, fie mie după cuvântul tău, în clipa aceea s-a întâmplat lucrul ăsta extraordinar, nemai auzit, nemai, nu se poate înțelege de mintea omenească. Cuvântul lui Dumnezeu, în clipa aceea, a luat ființă în trupul Fecioarei. Și arhanghelul se adresează către Fecioară. Pe care și văzându-l în pântecele tău, luând chip de rob, mă spăimântez, a strigat către tine. El cu puterea dumnezeiască, în momentul când Fecioara a zis, iată roba Domnului, fie mie după cuvântul tău, în clipa aceea a luat ființă în trupul ei persoana umană a lui Iisus Hristos. Și ce, de ce spune că mă înfricoșez? Că zic, până atunci o lăuda și o fericea, cea plină de dar, cea sfântă și fără prihană, bucură-te Fecioară. Iar acum zice, mă spăimântez, a strigat către tine. Și cum a strigat? Bucură-te, Maică, pururea Fecioară! Din clipa când Fecioara Maria a zis, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, din clipa aceea a devenit mamă. Prin urmare, din clipa aceea, în trupul ei, a luat ființă, o altă ființă omenească, care, așa cum cometează și interpretează Sfinții Prin și cum a dovedit științific medicina, este persoană de sine stătătoare, independentă de persoana cealaltă. Prin urmare, nu se poate vorbi de niște luni, de niște, o perioadă care este și nu este. De la început, în timpul al fecundării ovulului femeiesc de către spermazoizul bărbatului, din clipa aceea a început să lucreze, să se dezvolte ființa umană. Cu suflet, cu tot. Lucru verificat. Și am să vă citesc de aici, dintr-o carte, ce descoperire extraordinară a făcut un mare cercetător din America. Dar lucrul acesta trebuie luat și înțeles că darul vieții este, cum să zic eu, atributul și numai puterea lui Dumnezeu. Nu poate să-l înșusească nimeni să facă ce vrea. Că în momentul acela devii un criminal. Părinte Iustinian, sunt femei care spun că pot face orice cu trupul lor și vreau să vă întreb dacă au dreptul să hotărească pentru că ține de corpul lor sau copilul nenăscut este o viață asupra căreia nu au ele niciun drept. Din momentul zămislirii în trupul femeii acestui făt, din momentul acela, nimeni nu poate să mai intervine asupra vieții fătului respectiv. Absolut nimeni. Absolut. Oricine ar interveni, că mama cu voința ei, că medicul care îl scoate și le limite de acolo, sunt criminal. Sunt criminal. Nu se poate. Nu se poate că n-a apărut viața acolo cu voința femeii și cu voința altcuiva. A apărut acolo cu puterea lui Dumnezeu, cu voința lui Dumnezeu. Și atunci, ceea ce Dumnezeu a plămădit și a făcut, cine are dreptul să ridice viața pe care Dumnezeu a pus-o acolo? Să curme viața? Nu se poate. Așa ceva nu e admisibil. No. Sfinții părinți, de-a lungul veacurilor, a fost net, ferm, categoric, n-ai voie să te atingi. Părintele Cleopa spune aici un lucru foarte interesant, foarte frumos. Să vă citesc numai două rânduri. Cine nu vrea să aibă copii, să nu se căsătorească, transformând căsătoria într-o prostituție legalizată prin nuntă. Asta o spune părinte Cleopa, marele părinte duhovnicesc și așa mai departe. Iar acum am să vă citesc de aici, din cartea aceasta, ce descoperire extraordinară a făcut și a ajuns să fie cunoscută lumii, un mare cercetător, Bernard Nanson, fost director al unui clinic speciale pentru avorturi. În 2 ani a făcut 60.000 de avorturi, acest cercetător.
Și el, cu mijloacele, cu cele mai moderne mijloace de tehnologice pentru studierea acestei teme, a ajuns la concluzia că astăzi fătul este o ființă omenească separată, cu toate caracteristicile personale specifice, nu mai este o chestiune de credință, este un adevăr științific clar. Fătul este o persoană umană deplină. Pentru fundamentarea concluziilor sale, a filmat avortul unui făt de 12 săptămâni, adică de 3 luni. Videocaseta aceasta, care poartă titlul Strigătul Mut, dovedește că fătul presimte amenințarea instrumentului ucigaș al avortului, deci percepe pericolul și se mișcă într-un mod violent și agitat. Frecvența bătăilor inimii crește de la 140 la 200, deschide larg gura ca într-un strigăt, strigătul mut. Filmul acesta produce atâta groază încât un medic care a efectuat 10.000 de avorturi, din momentul în care l-a văzut, nu a mai putut să facă niciun avort. Iar o feministă care a participat la filmarea acestei pelicule, impresionată de cele văzute, făcând o întoarcere la 180 de grade, și a schimbat complet atitudinea și viața ei de până atunci. Astea sunt niște realități care nu mai trebuie comentate și interpretate de unul și de alții, dacă ai drept să ne drept. A dovedit-o și științific, nu numai prin credință. Noi am luat lucrurile prin credință. Așa. Și de atunci, din momentul acela, cel care întrerupe sarcina este un ucigaș. Ce spune vechiul drept roman? Spune că pruncul nenăscut, în dreptul roman, avea drept de cetățean. Asta zic că se bucura de toate drepturile. El a nenăscut. Prin urmare, dacă e nenăscut și are drept de cetățean, tu n-ai dreptul a unui cetățean să iei viață. Pentru aceasta, acest zice tot aici că glasul sângelui lui Abel strigă din pământ până la mine. Și dacă strigă sângele dreptului Abel, te întrebi, să întreabă aici așa acest părinte bisericesc, dar astăzi sângele câtor mii și milioane de Abel nevinovați strigă către Dumnezeu răzbunare asupra părinților și medicilor blestemați ce curmă viața pruncilor ce vor să vină pe lume. Irod a ucis miile de prunci pentru că își temea tronul, dar mamele criminale, irozii moderni din zilele noastre, care ucid viața ce va să înflorească în trupurile lor, își văd amenințată comoditatea traiului ușuratic și păgânesc în același timp pe care îl duc. Pentru asta să fac avorturi, că nu vrea soțul și soția ca să-și îngreuneze viața, să fie legați de casă, să fie legați de copii. Plimbări în sănătăți, să-și facă toate plăcerile mufturi. Chiar vreau să vă întreb de ce am ajuns la un număr cutremurător de avorturi. Am ajuns pentru faptul că noi nu mai suntem conștienți că viața este un drept al lui Dumnezeu și că numai Dumnezeu are putere și libertate ca să hotărească cu viața. Ori noi, care ne animalizat într-atâta încât nu mai știm ce e viață și ce este păcat și ce este moarte și așa mai departe, confundăm lucrurile și atunci ne dăm libertatea aceea ca să facem cu trupul nostru, cum a spus că spun femeile, tot ce vor. Afară cu legile din trupul nostru. Așa spun feministele. Da. Asta zic că ceea ce se petrece în trupul meu, eu hotărăsc. Spui tu că hotărăști, dar de ce nu mi-ai spus tu că hotărăști înainte de a nu fi? Dacă mama ta ar fi spus lucrul acesta, mai existai tu astăzi? Mai ajungeai tu să poți să spui că tu faci ce vrei cu trupul tău? Lucrurile sunt extraordinar de grave. Și atunci nu poți să ții cont, adică nu că nu poți să ții cont, nu trebuie să ții cont de nimic absolut, numai de faptul că viața e un drept al lui Dumnezeu. Și nu poate nimeni acest drept să-i ridice lui Dumnezeu.
Și atunci, părinte, vedeți, societatea în care trăim noi vine și pune înainte diverse teorii. Vreau să vă întreb, este de preferat, așa cum spun unii, să se recurgă la contracepție, la planning familial, decât să se ajungă în situația aceasta a avortului? Este aceasta o soluție, oare? Nu, părinte, nu e o soluție. Este o fugă, este o, să zic eu, o abdicare de la o datorie sfântă. Bărbatul și cu femeia se unesc ca să sprijine unul pe altul și să dea naștere la prunci și să se mulțească neamul omenesc. Nu poți tu să hotărăști cu ceea ce Dumnezeu a pus în tine, să zic eu, această lucrare extraordinară a procreierii. Nu depinde de tine. Pentru că ceea ce este existat în ființa ta nu s-a implantat prin ce mijloace cumva. Te-ai născut cu el. Și odată ce ai născut cu el, cu un lucru cu care tu ai venit pe lume, fără să ai parte de contribuție, să spui că mi se datorează și mie, atunci nu poți să-ți permiți tu să faci ce vrei. Spune cuvântul Evangheliei că femeia se va mântui prin naștere de prunci. Și scopul unirii bărbatului cu femeie ca să curme desfrânarea care se poate săvârși în afara căsătoriei, și atunci când s-au unit bărbatul și cu femeia, sunt amândoi un trup și să se folosească bărbatul de trupul femeii și femeia de trupul bărbatului atunci când au nevoie. Și, bineînțeles, să dea naștere la prunci. Că atunci ajunge la ceea ce a spus Părintele Clopa. Este o prostituție legiferată prin nunt. Dacă faci ce vrei. Va să zic că ajungi până într-atâta, cum spunea alții, zice, dom'le, dacă nu mai ții cont de rânduiala vieții morale în ce privește cuplu familial, înseamnă că este o destrăbălare de ca și câinii, care n-au nicio lege, nicio rânduială, nimica. Ori așa ceva nu e cu putință. Iar femeile care nasc după rânduiala firii sunt sănătoase până în clipa când mor. Iar cele care fac avortul și de sarce se îmbolnesc de cancer, nu vedeți mama cu somblat, cancer de uter, cancer de sânge, cancer de toate felurile. Unde nu se pomenea așa ceva înainte? Pentru că femeile, așa, chiuretaje peste chiuretaje, avortul peste avortul, contraconcepționale, toate se otrăvesc trupul femeii. Îl umplu de toate nenorocile, toate otrăvurile, toate toxine. De ce să nu lași tu viața din tine să-și vadă mersul ei, drumul ei și la vremea sorocului să o scoți afară, să te bucuri, că zice, într-o durere voi naște prunci. După ce a luat Eva din pomul cunoștinței bine și a rău, din pomul binelui de acolo, din fructele pomului din rai de acolo, i s-a deschis mintea și a văzut că sunt goi. Și pentru că a făcut greșeala, s-a ascultat de sfatul diavolului, Mântuitorul spune, de acum vei fi supusă bărbatului tău și într-o durere vei naște prunci. Dar zice femeia, uită de durerea nașterii după ce a adus un om pe lume, bucuria aceea. Lucrul ăsta îl face și se gândește să-l facă toți aceia care nu știu ce înseamnă, ce binecuvântare al Dumnezeu este un copil în casă. Câtă bucurie aduce, câte fericire aduce, câte... Am stat de vorbă cu foarte mulți și dumneavoastră care sunteți familii și așa, mai de știți lucrul ăsta dacă aveți copii și așa. Că, zice, părinte, zice, venim zdrobiți, obosiți, venim de la lucru, din asta, așa, nu-ți mai trebuie nimic. Dar când vezi zâmbătul ăla la copii și cum întinde mânuțe că te iei să-l iei în brațe, uiți de tot, ți se ia tot. Ești culmea fericirii, știi? O să zic că viața, fericirea asta care o dă, bucuria asta care ți-o dă un copil nou născut, nu o guște decât cei care nasc copii. Nu cei care umblă după anticoncepționale și care fac avort. În veac pură nu vor avea stările astea sufletești. Societatea în care trăim noi, Părinte Iustinian, vine cu această tentație de a ajunge chiar la educație sexuală, la clase mici. Și vă dădusem exemplu acesta al celor care spun că e mai bine să vorbim oamenilor despre contracepție decât să se ajungă la avort. Și pornind de la faptul că tinerii își încep viața sexuală de la vârste foarte mici și atunci vin și ne spun așa, este benefică, să spunem așa, educația
adolescentelor informarea lor în legătură cu metodele de contracepție, fiindcă spun ei, pe lângă faptul că după aceea se ajunge la avort, dar uneori contracepția vine să protejeze împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Vedeți, părinte, astea sunt niște argumentări, niște motivații din astea care nu rămân în picioare în fața moralei creștine. Că lucrurile s-au apărut acum, în ultimele decenii. Înainte nu se știa de așa ceva. Existau din veacuri să știe tot felul de ierburi, de chestiuni astea care le știau unii ca să producă avortul și așa. Dar astea sunt niște explicații, motivații care nu sunt învățate în școlile de morală creștină. Sunt învățate de cei care, să zic eu, au ca instructori și au ca învățători pe demoni. Pe cei care vor să destrame familia, să distrugă biserici și așa mai departe. Asta e o lucrare demonică, o lucrare satanică care a început să se să practice în lume ca să decimeze lumea, ca să o, să o distrugă. Pentru că ființa umană, în atâta timp cât ea își menține cursul ei firesc normal, așa lăsat de Dumnezeu, să ține viguroasă, să ține tare, să ține așa. Dacă încep cu toate treburile astea, păi înainte să vorbea de asta, era o rușine extraordinară să audă o fată, să audă un băiat, că să-i spui de chestiunile astea sau să înceapă viața soară de tine. Era o educație, o creștere sănătoasă în familie și mama avea grijă de fată și amândoi părinții de toți copiii și îi ținea departe chestia. Păi, eu vă spun o chestiune și să-mi fie iertat să spun lucrul ăsta fraților cei care m-au ascultat și mă priviți. Eu mă trag dintr-o familie cu 10 copii și mama l-ar fi născut și pe al 11 dacă nu-l pierdea în luna 4 și ceva. A răcit, a ridicat niște gădeți în fine. Dar mama s-a căsătorit la vârsta de 16 ani neîmpliniți, fără 2 luni. Și a trebuit părinții ei să obțină dispensă de la primărie ca să îi îngăduie să se căsătorească. Și s-a căsătorit cu tata și la 17 ani și jumătate a avut primul copil. Să-mi fie iertat să spun lucrul ăsta. Nu cred că a existat în vreo altă familie mai multă dragoste, mai multă unitate, mai multă armonie, mai multă frumusețe în căsnicie. Numai cu dragă, numai cu tălică, numai cu asta între așa. Și în felul ăsta și mama a născut 10 copii. Și e sănătoasă, a murit cu o față luminoasă și cu o privire limpede și cu o blândețe în chipul ei și așa mai departe. Și avea, să zic eu, zbârciturile ale bătrâneții. Dar nu alea ale schimonoselilor care vin după ce tu îți maltratezi trupul cu tot felul de otrăvă, cu tot felul de răsec. Apar situații de felul ăsta. Și nu se pomenea de bol și de lucruri de felul ăsta. Așa. Și câtă rușine, câtă pudoare era, ce să spun, un lucru extraordinar, știi? Așa. Nu. Și nu se pomenea ca fata la vremea căsătoriei să nu fie fecioară. Și mi-amintesc eu că eram încă neplecat de acasă la vârstă de 14, 15, 16 ani, se ducea băiatul și cu fata, se ducea la oraș și făcea analize și bază dacă se potrivesc grupele sanguine, la bază dacă sunt sănătoși și așa mai departe. Ori astăzi, viața asta conjucală care o au tinerii înainte de căsătorie, asta este o urgie, este o blemăție. Să văd dacă se potrivește. Dar cum s-a ajuns, părinte Iustinian, la starea aceasta pe care o întâlnim în lumea de azi? Păi s-a ajuns la toate aceste păcate strigătoare la cer, așa cum ziceți. Părinte, s-a ajuns la situația asta pentru că a intervenit nenorocitul ăsta de regim comunist care i-a inoculat pe oameni cu faptul că nu există Dumnezeu, că nu există păcat și că omul are toată libertatea să facă tot ce vrea. Și atunci omul încet, încet s-a îndepărtat de Dumnezeu, a călcat în picioare legile morale, legile de viețuire creștină, n-a mai avut învățătura care trebuia să o aibă, ca să-l ție pe om trează și în cunoștință de cauză, și atunci omul a decăzut, și atunci omul nu-și mai găsește împlinire sufletească, smulul sufletească, în ascultând Sfânta Evanghelie, așa mergând și făcând rugăciune, și
ascultând o predică și citind o carte și așa mai departe, își găsește refugiu și plăcere în ticăloșirile astea, în nenorocirile astea, în patimile astea. Pentru că nu există o educație morală. Când m-a cutremurat, vă spun, să mă înțelegeți și să vă simțiți toți care mă priviți și mă ascultați, că am rămas, sunt pe 12 mai anul ăsta, împlinesc 35 de ani de când sunt la Muntele Atos. Dar am rămas cu toate fibrele ființei mele legate de neamul meu și de țara mea. Și când vin în țară și aud de una și de alta, atâta durere am și atâta mă amărăsc în sinea mea. Ia uite, măi, frate, de uite poporul ăsta curat și credincios, care a dăinuit peste veacuri în față la toate hoardele barbare și a rezistat. Și avem plămădeala asta sănătoasă de moși strămoși, așa, pentru că suntem plămădeală de la apostoli, plămădeală creștinească. Și cu curățenia aceea, cu bunăvoința, cu dragostea, cu deschiderea care o au specific românii, am dăinuit până astăzi. Și am fost un popor robust și putem spune că asta ne-a ținut pe noi. 100% asta ne-a ținut pe noi, că nu ne-am depărtat de glia românească. Nu ne-am împins. Am stat în fața hoardelor astea barbare păgâne și am rezistat aici. Pentru că ne-a ținut credința, ne-a credut viața curată legată de biserică. Părinte Iustinian, se apropie finalul acestei ediții. Sigur că nu ne mărginim numai la această ediție. Vom continua discuția și în ediția de miercuri a emisiunii noastre. Însă aș vrea să vă întreb, așa pentru ultimele două minute ale acestei ediții, care sunt urmările avorturilor? Părinte, urmările avortului sunt foarte grave, sunt incalculabile. Sunt incalculabile. Eu mi-amintesc când eram la școală, învățam la istoria României și mai târziu că țara noastră avea 24 de milioane de locuitori. Vă întreb pe sfinția voastră, că sunteți la curent cu statisticile, ce populație mare în România asta? A scăzut mult, într-adevăr. Nu. Aud că sunt niște statistici că se fac peste 2 milioane de avorturi pe an. Ce înseamnă asta? În fiecare an, 2 milioane de bărbați și femei se duc la canal și nu mai apar în viață. Unde conduce asta? La desființarea, la ștergerea, să zic eu, de pe harta omenirii a poporului român. Asta se face timp. Așa se întâmplă peste tot. Peste tot. Am fost în Franța acum vreo 30 de ani în urmă și îmi spunea acolo că într-un oraș mai din sudul Franței, cu niște ani în urmă, procentul era de 65-70% erau francezi și restul erau alte naționalități. Atunci când am fost eu, procentul era altul. Ajunsese străinii la 60 și, nu străinii, francezii coboruse la 60, la 75 și urcase procentual. Și dacă în ritmul acesta vor deveni majoritari. Acum sunt majoritari în orașul respectiv. Sunt 65% sunt străini și francezii sunt restul. Ăsta e rezultatul. Și plus de asta, prin avortul, prin asta, părinte, să zdruncină structura aia grozava sistemului nervos. Pentru că acolo se face o ruptură, o rană în trupul femeii, care perturbă toate funcțiile organice. Și chiar dacă se gândește și dorește să facă copii, copilul ăla nu mai este copilul la care trebuie să fie, să aibă plinătatea darurilor fiziologice. Pentru că atunci când ești tânăr și ești virgin și tu și fata, plămădești copii sănătoși, pietroși, tari, care are rezistență de neam în neam. Părinte, vă mulțumesc. Vă rog să nu vă pierdeți spiritul acesta combativ, plin de vervă, fiindcă vreau să continuăm în ediția de miercuri discuția noastră despre acest păcat. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc. Așa cum îi spuneam părintelui Iustinian Stoica, continuăm discuția în ediția de miercuri a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Pe curând!